Doi polițiști au fost amenințați cu un topor de un bărbat care este cunoscut pentru furtul de lemne. Echipajul a stat la pândă în speranța că îl vor prinde în fapt pe hoț, însă oamenii legii au fost înjurați și umiliți. Au evitat să folosească arma din notare pentru că în mașină se afla și soția bărbatului și l-a fost teamă ca nu cumva să o rănească. Dar mai este un motiv halucinant chiar. Nu au fost învățați să folosească armele pe care tocmai le-au primit. Caschetare, a rămas tot milițian. Bă, nici măcar n-ai fost milițian. Dar tu ești milițian pe bun. Păi nu scosei pistolul la tine, pistolul era al... Dar ce făcuși? Polițiștii din Gorj sunt în alertă de mult timp din cauza unui bărbat care fură lemne din pădure. Au încercat de nenumărate ori să-l prindă, dar fără succes. Ultima tentativă le-a pus viața în pericol pentru că hoțul i-a amenințat cu un topor. Când a văzut că este filmat, bărbatul a început să înjure pe polițiști și a acuzat că au vrut să-l împuște. Dar filmarea făcută din mașina lui scoate în evidență altceva. Scoate-mă pistolul! Scoate pistolul! Scoate-l mă afară! Scoate pistolul afară! Scoate pistolul! Colegii aveau tot dreptul să execute foc în plan vertical și ulterior către persoana respectivă dacă nu ar fi încetat cu acțiunea violentă. Dar nu au folosit arma pentru că mai era o persoană pe bancheta din spate și nu au vrut să o rănească, dar și pentru că nu au fost învățați să folosească arma pe care tocmai au primit-o. Au colegii noștri armament în dotare, sunt noile pistoale Beretta. Însă nu au fost utilizate în mod corespunzător, în sensul că până la acest moment nu s-au făcut instruiri, pregătiri practice, efectiv, cu polițiști, astfel încât să vadă modul explicit de funcționare al armamentului și efectiv forța de penetrare a glonțului. Pentru a fi instruiți efectiv, acestora li s-a transmis pe anumite grupuri de comunicare niște filmulețe. Un alt factor care i-a determinat să nu o facă este teama de cercetare administrativă, care începe imediat după ce un polițist trage un foc de armă. Finalul acestei cercetări ne trezim că avem un dosar de cercetare administrativă care are între 50 și 100 de file și se impută plata acelui glonț. Hoțul de lemne a fugit și s-a ascuns în munți. A profitat de faptul că polițiștii nu aveau cum să intre în pădure cu mașina. Tot birocrația îi oprește și aici. Orice avarie care apare la autospeciala de muncă trebuie plătită tot de polițiști.